Păi ce să înțelegem atunci că spun cei de la OSR? Că n-au nevoie, n-avem nevoie de medici, n-avem nevoie de profesori, n de nimic. A, dar tot ei vin și urlă, domnule, educația e la pământ. A, uitați, sistemul sanitar e în cap. E demontat și mitul ăsta, A, a intrat la stat, mai pleci niciodată. Nu e adevărat. Nu e chiar așa. Că ne place sau nu ne place, trebuie să o spunem. Nu există pădure fără uscături, așa e și în administrația publică din România. E nevoie de tineri în administrație și cu atât mai mult e nevoie de tineri pregătiți. Bun găsit din nou la Spin, aici Andrei, alături de mine ca de obicei Alexandra și invitatul nostru de astăzi, Felix Cosma, președintele Agenției Naționale pentru Funcționare Publici, pentru că vorbim astăzi despre concursul național. Bună ziua, domnule președinte! Bună dimineața, chiar v-aș spune și eu și mă bucur să vă revăd. Bună dimineața! Bun, astăzi, așa cum și Andrei, vorbim despre concursul național și v-aș întreba care e treaba cu nou model de recrutare în funcția publică. Știu că anul trecut ați avut un proiect pilot și cred că puteți să ne spuneți mai multe despre cum funcționează acum și care sunt principalele diferențe față de cum se desfășura înainte. Treaba e că e nevoie de tineri în administrația publică din România. Asta e cel mai important. Asta ne bucură. Am plecat de la o idee în 2019, dacă nu mă înșel, vizitând câteva țări din partea de nord a Europei și am văzut un model interesant, sigur, care e implementat și la nivelul Comisiei Europene. E modelul EPSO, nu e o noutate pe care am inventat-o noi în România sau noi la NFP. Dar plecând de la acea idee și văzând cum funcționează în unele țări, zic eu, mai dezvoltate din punctul ăsta de vedere administrativ în România, decât România, am zis că ar fi o noutate și pentru noi. Sigur că l-am simplificat de așa manieră încât să fie util pentru că dacă veneam cu ceva în plus pentru a face accesul mai greu în administrația publică din România, nu aveam succesul care îl avem acum și mai greu am fi luat tinerii în administrație decât să-i ajutăm cu ceva. Și atunci plecând de la această idee, în 2019 am reușit să-l băgăm în codul administrativ, să facem partea de legislație, după care pe efectiv putem să spunem că el a ajuns la maturitate anul trecut. Am făcut un pilot în care am testat ce se întâmplă, am vrut să vedem și cum reacționează cei care se înscriu la concurs și, de exemplu, zilele acestea chiar se desfășoară faza extinsă a concursului național, chiar și astăzi avem în centrele de testare din țară, avem tineri care dau examenul acesta general, cum îi spun eu, pentru baza de date pe care o creăm la NFP. E mult de vorbit pe marginea lui, dar ideea principală legată de acest concurs e legată de faptul că avem o administrație publică, din păcate, îmbătrânită, avem o medie undeva la 55 de ani ca și resursă umană, ca și persoane în administrația publică din România și e nevoie de tineri în administrație și cu atât mai mult e nevoie de tineri pregătiți. Și atunci facem o triere, urmând ca după aceea la examenul pe post, în funcție de specificul fiecarei instituție, să-și selecteze instituția tipul de persoană pe care și-l dorește. Bun. Ce problemă identificată modifică exact și în ce mod? Adică de unde am plecat acum câțiva ani și, mă rog, știm destule povești, nu? Administrația publică, funcționarii publici au un, un privilegiu aparte de, de, a ajunge, de a ajunge acolo, modalități speciale, acum nu o să fiu răutăcios. Ce face concret? Cum arată în, în prezent concursul și cum aduce echitate? Nu, nu e răutăcios deloc. Adică, situații de genul acesta le-am întâlnit și eu, le-am întâlnit probabil toți în administrația publică din România, în sensul în care, că ne place sau nu ne place, trebuie să o spunem, nu există pădure fără uscătură, așa e și în administrația publică din România. Am avut, din păcate, destule exemple în care și sistemul acesta de recrutare, la modul cum s-a făcut până acum sau uh, se face în unele situații și în momentul de față, nu este cel mai corect și uh, am piedicat poate persoane sau oameni de valoare să ajungă pe niște funcții și pregătiți să ajungă pe niște funcții pe care trebuie să ajungă și uh, din punctul ăsta de vedere noi am vrut să venim neapărat cu câteva nouă și ideea mea, uh, foarte sincer, a plecat în 2019 de la o experiență personală de a mea mai din trecut așa când eram și eu mai tânăr ca și voi și am, aveam țelul ăsta în cap să merg să dau examene, să vin la București să, lucru, să lucrez într-o instituție de top din administrația publică centrală. Și m-am lovit de câteva chestiuni care în, 2009, în 2018, de fapt, ajungând la conducerea. ANFP-ului, m-au determinat să zic bă, hai că am ocazia să schimb niște chestiuni, hai să o fac. Și atunci mi-am pus chestiunea asta în cap. Îți povestesc dacă vrei. E Chiar un vreau exemplu... să ne exemplificați Da, e un exemplu are. interesant. Eram director la o deconcentrată în județul Bihor și cum ți-am zis, aveam chestia asta în cap să vin la București, lucru care s-a întâmplat, dar întotdeauna trebuie să fii perseverent, s-a întâmplat după mai mulți ani. Și în perioada aceea, 2012, 2013, 2014, nu mai știu, vreo 2 ani de zile, 3 ani de zile la rând, am venit și am dat examene la București pentru niște funcții de conducere. În perioada aceea, examenele se deau la NFP, în sediu instituției. Asta nu e o acuză pentru colegii care erau atunci în NFP, nu despre asta este vorba. Dar am venit și am dat de 9 ori, nouă posturi diferite și am picat-o de nouă ori. Și ultima dată, la ultimul examen, și nu că nu m-ar fi dus capul neapărat acum, ca să mă și laud puțin, ci pentru că erau niște chestii care se întâmplau ciudate, dubioase. Examenul pe care l-am dat ultimul, cel a noua oară, ca să spun așa, a fost cel mai exemplificator în sensul în care eram în sală, eram vreo 13 candidați și ne pregăteam să înceapă examenul și la care doi colegi, mă rog, din cei care eram în sală, candidați, să le spun așa, vorbeau între ei și spuneau așa, nu știu de ce am mai venit, că oricum știm cine câștigă, că o să câștige ăla de la sectorul 3 de consilier local. Era o discuție de asta, de budoar, știi? Și eu eram așa, mă gândeam, zic, bă, ce treabă are una cu alta, zic, e examen, ne testăm aici capacitățile, o să ia cine e mai bun terminându se examenul, picându-l și pe ăsta nouă la final am avut și eu curiozitatea să văd cine a câștigat. Și atunci nu se anonimizau datele, era cu nume, prenume, vedeai cine a câștigat. Și am căutat să văd cine e persoana care a câștigat. Și persoana care a câștigat era consilier local la sectorul 3. Nu spun din partea cărui partid, că nu asta e ideea. Dar era consilier local la sectorul 3. Și am zis, băi, zic ceva, chiar nu e ok. Oamenii ăștia știau ce vorbeau. Eu am pus pe seama faptul că era mai tânăr și m-am prins eu din prima, dar asta e, te prins mai greu la anumită vârstă. E, a fost un sentiment interesant. În 2018 mă pregăteam să vin la București, într-un alt minister, ca și numire ca și secretar de stat. Nu s-a întâmplat acolo, și coincidența sau viața, ca așa e, totdeauna frumos în viață, m-a dus la NFP. Și când am ajuns. Chiar țin minte și acum, am ajuns undeva în martie, era o vreme urâtă, am ajuns în fața sediului ANFP și am zis, a, păi stați că am ajuns. Și mă gândeam așa, derulam în spate filmul cele cu, nou, examenele, că... da, cu examenele cu și am zis, băi, dacă o fi să stau cât o fi să stau pe aici, nu are importanță, hai să încerc să schimb ceva. Și am început, încet, încet. Am nimerit în plin proces de modificare a codului administrativ în 2018. Era uh, domn președinte Ciola cu uh, șeful Comisiei Comune uh, din Parlament. Uh, chiar au fost niște discuții foarte interesante. Am lucrat cu dânsul direct pe chestiunea asta și uh, multe lucruri bune legate de ceea ce se întâmplă acum și legat de reorganizare și de uh, legea 296, așa cum e, cu micile defecte care există din partea Ministerului de Finanțe, se, datorită, se datorează faptului că atunci în codul administrativ au fost niște specialiști care au lucrat și s-au băgat niște chestii bune, ca să spun așa. da în fine, cam asta ar fi fost experiența personală. Ideea e că reușim să schimbăm ceva și mă întorc la concursul național, că gata cu exemplele personale. exact apropo El aduce niște bune. noutăți. Cum ca trebuie să, acum să, ca să, să intru, și ce face. Ca să intru un pic în poveste. În primul rând, noutatea este legată de faptul că tot ce se întâmplă în concursul național se întâmplă online, se depun dosarele online, se verifică de către colegii noștri și se comunică online pe platforma de concurs. Avem o platformă dedicată doar pentru tipul acesta de concurs. Singurul lucru care putem spune că este fizic este sigur prezența în sală și modul în care se dă examenul pentru că nu aveam varianta sau metodele de verificare erau destul de dificile să lași pe X persoană să dea examenul de acasă sau de undeva unde să nu fie supravegheat. Că de, asta e, trăim în România și încercăm fiecare să ne de descurcăm și atunci fizic ei trebuie să fie într-un centru de testare, dar <coughs> bateria de teste, sunt teste tip grilă și partea de IT și partea de administrație publică pe care noi o testăm, uh, ele vin ca la școala de șoferi, dacă pot să spun așa. Îți vine bateria de teste, ai intrat, te loghezi, dai răspunsurile, îți afișează, bun, noi vom comunica la trei zile rezultatul examenului, dar îți afișează rezultatele, ai terminat uh, testul și la revedere, te duci mai departe sau nu te duci mai departe. Adică, din punctul ăsta de vedere, împiedicăm cum îmi place mie să spun, orice acces a unei mâini umane, dacă pot să o numesc așa, la subiecte sau la discuția asta generală care s-a creat în spațiu public legat de faptul că, domnule, în administrație se intră doar numai dacă știi sau numai dacă ai pile sau chestii de genul ăsta. Pentru că ne-am dus până acolo încât tot ceea ce înseamnă subiecte și modul în care se fac și modul în care se extrag sunt cu amprentă digitală. Adică oricine, dacă ar veni să ne întrebe, domnule, dar cine a avut acces la subiectele astea de concurs, noi putem să arătăm care sunt persoanele care au avut acces. Pentru că e cu un user, o se vede ora, minutul când au intrat și așa mai departe. Adică nu ai cum să furi pe românește, că asta e mare problemă care se, se tot vehiculează. Mai aduce o chestiune de nouătate. Și asta chiar am făcut-o pentru tineri, pentru că noi dăm acum și pentru directori, ajung și directori. Urmează să extindem, cu niște modificări în legislație, urmează să extindem concursul național la toate categoriile de funcție publică. Dar asta va fi în timp. Dar în momentul de față avem aceste patru categorii. Debutant, asistent, director, adjunct și director. În cazul tinerilor, noutatea sau posturilor de debutant și de asistent, noutatea este legată de faptul că testăm doar la modul general niște abilități legate sau niște cunoștințe legate de administrația publică din România. A doua, nu îi testăm din legislație specifică pe care o au unele instituții. Aia e treaba celor care trebuie să facă în momentul în care se să-l dea practic al doilea examen pe post în instituție și e legislație mult mai mică, asta e ideea, e mult mai puțină. A doua noutate este legată de faptul că ei rămân trei ani de zile într-o bază de date promovând acest examen național la NFP, rămân în baza de date trei ani de zile și doar ei au posibilitatea să meargă să dea examenul pe post în cadrul instituției. Adică dacă nu ai trecut de acest examen național al NFP-ului sau, mă rog, organizat de NFP, nu ai cum să te duci să dai pentru un post din cele care ne-au fost comunicate de instituții ca fiind vacante și mă duc și eu pe lângă și dau examenul ăsta. Nu, e vorba doar de cei care sunt în baza aceasta de date. Mulți au spus, domnule, dar e o etapă în plus că practic dăm un examen la voi și mai trebuie să dăm din. Încolo. Da, dar trebuie să o luăm și altcumva. Aici se învață o bucată din legislație, mult mai simplu, facem o chestiune generală, basic, dacă o putem numi așa, după care te duci fără nicio problemă specific, vrei la Ministerul Agriculturii, te duci și înveți ce treabă ai cu agricultura, nu te duci să mai înveți încă o mie de legi. Aici un pic e un avant, nu un pic, foarte mult e un avantaj legat de faptul că nu ai atâta legislație de parcurs. Și eu zic că e un ajutor. V-am dat Ministerul Agriculturii acum ca idee că mi-a venit în cap, dar indiferent de situație, te duci la finanțe, înveți legea 500 sau care o fi, nu mai înveți și Codul administrativ din nou și așa mai departe. Um. Mai sunt noutăți legate de chestiunea asta. Modul în care am gândit subiectele este schimbat. Am lucrat cu șapte universități și am zis hai să aducem mediul academic un pic către noi, către administrația publică din România, tocmai pentru a nu pune omul să parcurgă 20 de capitole din codul administrativ și Constituția României și așa mai departe. Trebuie să le citească logic, dar e structurat altcumva. Plus că avem o probă de, spunem noi, testare avansată în care testăm și altfel de capacități cognitive, de logică. Avem inclusiv niște probleme de matematică. Acolo să știți că mulți dintre colegii mei și din ANFP și, și eu m-am uitat așa la subiectele acelea, îți mai prinzi urechile să știi. Adică testăm și alte chestiuni de logică, de, de puterea exemplului. Ai niște situații în funcția publică, cu care te confrunți. Nu e doar o chestiune că te duci, memorezi 10 legi și gata, sunt funcționar public. Adică în viața de zi cu zi, exemplele de care te lovești sunt diferite total de ce înseamnă teorie. Și din punctul ăsta de vedere sunt foarte multe noutăți, dacă pot să spun așa. Eu zic că tot ce ne-ați prezentat până acum e foarte încurajator. E tot, mult, nu... e foarte mult. Nu, 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 dar este foarte încurajator și nu numai pentru cei care vor să parcurgă aceste etape, ci și pentru cetățeni, pentru că practic Pare că o să avem un restart al modului de funcționare a administrației publice. Am demontat deja câteva mituri care... Parcă nu o să mai funcționeze în viitorul apropiat odată, că o să găsim la ghișe numai doamne în vârstă, tântici, cum li se spune în limbaj colocvial, că da, nu o să mai plimbăm atât de multe hârtii nici măcar ca să ne angajăm, că, pe de altă parte, nu se bazează totul numai pe memorarea unor articole, prevederi și așa mai departe, și că tinerii vor sau, Se dorește ca tinerii să fie cât mai mult în acest spațiu și să ajute cumva inclusiv la digitalizare, de ce nu? Pentru că, până la urmă, vârsta cred că îi ajută și ca să folosească de anumite competențe pe care le au. Da, o chestie foarte mică vreau să spun aici. Întotdeauna m-am ferit în politică, dar și în general legat de administrație, m-am ferit de termenul ăsta de reformă. Că e un cuvânt greu, toți facem reformă în România de o grămadă de ani. Eu sunt, zic, mai tânăr, așa, la un 40 un pic de ani, am mai prins vreo 20 de ani, voi sunteți și mai tineri, o să auziți de cuvântul ăsta până vă săturați. Ideea e în felul următor. În momentul de față, cu ce bani putem lua de la Uniunea Europeană, prin PNR și prin alte programe, chiar putem schimba. Uitați-vă, la NFP, colegii mei gestionează doar 20, decât, ca să spun așa ca românul, 20 de milioane de euro, care sunt doar pentru formarea funcționarilor publici. Am 32 de de funcționari publici pe care trebuie să îi profesionalizez, să i formeze în diferite domenii, printre care și competențe digitale avansate în următoarea perioadă, într-un an și ceva, în doi ani de zile. Da? Adică, bun, e un efort, dar nu asta e ideea. Ideea e că se poate face, e momentul în care se poate schimba ceva și asta discutam cu colegii mei, pentru că eu sunt la al doilea mandat aici și chiar n-am de gând să stau mult, că nu asta e ideea să înțepenești pe funcție, dar le explicam când am venit în 2022 înapoi la NFP, că au posibilitatea în perioada asta să schimbe ceva și dacă vor să facă o chestie pentru administrația publică constantă care să rămână și să se vadă după munca lor, acum e momentul și au înțeles-o. Și suntem campioni la trasfonduri europene și la tot ce înseamnă monitorizare, evidență, platforme de management a funcționarilor publici așa din România. Nu vă mai zic că vom prelua toată partea de bugetari începând de anul viitor. Lucrăm la un sistem național de evidență care va îngloba și partea de contractuali și și partea de funcție publică, toată în cadrul an F.P. adică vom avea o platformă în care o să vedem exact câți avem nici acum, cred că nu știm exact câți bugetare avem în România, dar vom ști într-un an, doi, dacă mai stau și eu pe la NFP, rezolvăm și problema asta. Asta așa, ca și o mică glumă. Uh, raportat la ce ai spus, Cred că e foarte important și legat de tine, dar e important să ne raportăm și la cifre. Și aici am avut anul trecut undeva la 600 de persoane care au venit la concursul pilot și și-au făcut o impresie despre cum funcționează. Ne-am făcut și noi o impresie despre cum funcționează concursul pilot. În momentul de față avem 2600 și ceva de persoane care s-au înscris la concurs. Din punctul meu de vedere e o creștere semnificativă. Bun, nu vor trece poate toți. Acum în funcție de cum s-au pregătit, că aici chiar e cum și-au așternut așa, așa o joacă. Dar și cât au învățat. Dar eu zic că pot să fie elementul care să aducă schimbare în administrația publică din România, că vin tineri pregătiți. Chiar m-am uitat un pic pe documentație, pe ce au depus și am văzut și în sala de concurs. Sunt tineri pregătiți, sunt tineri deștepți. Eu cred că avem nevoie de ei. Rămânând Fără un pic discuție. și la cifre, 2600 de acum, așteptările noastre care sunt? Aștept, un așteptările, așteptările, în mod normal, ar trebui să fie raportate la ce dorește administrația publică din România. Pentru că ne-am lovit de o chestiune, sau instituțiile, de fapt, ne-am lovit de o chestiune interesantă, pe care românul are, conservatorismul ăsta care ne omoară, în care nu toate instituțiile publice centrale, că noi etapa asta de selecție o facem pentru instituții publice centrale, teritoriale, adică până la nivel de prefecturi. Nu ne-am dus mai jos pe administrația publică locală, urmează să vedem pe viitor ce se întâmplă. Nu toate instituțiile. Au înțeles că e un mod mult mai simplu sau mai corect sau mai bun de a recruta în funcția publică. Și atunci, necesarul acela de funcții, da, care noi îl cerem de la ei pentru a vedea ce posturi și-ar dori să ocupe și să ne facem și noi o idee, un plan de bătaie, nu toate instituțiile au înțeles că trebuie să-l trimită. Și e destul de dificil de lucrat în sensul acesta cu ele, că unii nu înțeleg că, domnule, se poate și așa mai echilibrat, mai bine. Dar lucrăm la chestiunea asta și încet, încet o să-i cum să spun, o să-i facem să înțeleagă lucrul ăsta. Ideea e raportată la ce mai ai întrebat, că contează foarte mult de ce își doresc ei. Pentru că dacă posturile vacante pe care le au, le vor trimite către noi și vor spune, da, domnule, vrem să le ocupăm pe modelul acesta de concurs național, atunci lucrurile vor merge mult mai ușor și și dorința celor care vin să, să se înscrie la concurs va fi mai mare, văzând că au o plajă mai mare de concursuri la care să participe, că dacă ai doar trei concursuri la NFP și două la economie și încă unul la agricultură, o să zic că păi sunt cinci concursuri, la ce să mă duc? Că eu am terminat comunicare sau am terminat drept sau nu știu, dar un exemplu, nu e pe domeniul meu, n-am de ce să să-l fac pe ăsta general, că oricum ei nu au ce să-mi ofere după aceea, deci e important ce vor și instituțiile. Și mai e o chestie care zic eu că E foarte interesantă și aici, într-un fel sau altul, trebuie să-mi asum și eu și colegii mei o vină legat de chestiunea aceasta. N -am, cred că n-am făcut destulă de publicitate acestui lucru. În prima etapă, la concursul pilot, am resimțit chestia asta, că nu ne-am mi mișcat între partea de comunicare. Acum o să ne-am mișcat mai bine. Dar totuși mai am niște carențe, sau mai avem niște carențe legate de partea de comunicare, de cum am știut să ne facem cunoscută ideea. Am crescut, da, dar sunt nemulțumit pentru că puteam mult mai mult. Adică, încă întâlnesc persoane care n-au auzit de. Tipul ăsta de recrutare. Și e păcat, pentru că e o șansă pentru tineri. Aici mă duce gândul, adică eu aș fi vrut să-l văd pe toate panourile, ca și în campania electorală, pentru că e chiar o ocazie pentru unii să facă o chestie faină, o chestie bună. Cu siguranță, după ziua de astăzi, o să audă și mai mulți oameni și sperăm să vă, să vă mărim cifrele. Scurt, dacă puteți să ne spuneți un sfat în trei cuvinte pentru tinerii care poate ar fi interesați de concurs. Oricum, pentru că, apropo, poate nici nu au venit așa mulți din cauza faptului că, deși acum au un instrument care îi ajută, a rămas întipărit în mintea lor, au rămas niște etichete. Sfatul, Cum îi a, a, facem să simpatizeze sfatul, din nou? Sfatul cel mai corect a, nu este neapărat legat de faptul că vin o neapărat să lucreze în administrația publică. Nu oricine poate lucra în administrația publică din România. Gândiți-vă că un tânăr care vine debutant să lucreze în administrația publică din România are un salariu până în 3.000 de lei. Se duce undeva în 2900, 2800, 3000 de lei. O persoană care are, un an, care vine pe asistent, da? are un an vechime în specialitate și asta înseamnă că a făcut o școală, 3 ani, 5 ani și o fi tras nervi și și-a chinuit ideile pe acolo pe la facultate, se duce undeva la un 3600-3700 de lei. Nu sunt niște bani mulți în ziua de astăzi ca să trăiești. Mai ales ca tânăr. Dacă ai și sau... Deci nu e o situație ușoară. atunci de aia îți spun, trebuie să fii puțin și doritor de așa ceva. E o chestiune care pe termen mediu sau pe termen lung îți aduce satisfacții, pentru că e o carieră pe care o poți dezvolta. Și stabilitate, și e un loc stabilitate, prin concurs. Și stabilitate, corect. În privat poate e 5.000 mai repede, dar... Da, dar uite și chestia asta, chestia asta legată de stabilitate. Asta nu înseamnă că dacă ai intrat o pe funcția publică din România, nu mai pleci. Nu se pune problema așa. Adică metodele de evaluare și modul în care desfășori activitatea sunt mult mai importante și își pot pune impactul asupra carierei pe care ai poate la un moment dat, fără nicio problemă, conducătorul instituției, dacă dorește, când îți face evaluarea, să-ți închidă raportul de serviciu. Adică nu e o mare șmecherie, că ar trebui demontat și mitul ăsta. A, a intrat la stat, nu mai pleci niciodată. Nu e adevărat. Nu e chiar așa. Adică, eu ce încerc să spun este că trebuie să te gândești bine dacă vrei să faci chestia asta, intri, da, ok, te ții de treabă, rămâi. Știu o grămadă care au venit și au dat, și au mers în instituție, după care au plecat. N-au putut să rămână în chestiunea asta, că nu e o chestiune simplă. Adică sunt niște Mă rog, niște activități care nu toată lumea le poate duce. Asta e tot Dar, ca idee, să fie perseverenți. Uh, cel mai important, să studieze pe partea asta de administrație, dacă sunt predestinați sau se gândesc sau le place să fie în zona asta, și cred că la final o să vină și rezultatul. Pozitiv, sigur. Bun. Mai vreau să demontăm un mit sau să discutăm pe marginea unui subiect care a făcut furor nu de demult. Uh, până la anumite formațiuni politice, cred că anul trecut acuzau practic faptul că s-au înființat 10.000 de, mii de noi posturi, nu știu, 10.000, 14.000 mii, mii de noi posturi uh, la stat. E greșit, nu e greșit, avem nevoie. Măi, chestia asta cu usr eu le spun și lor când mă după la emisiuni. Voi sunteți ca sfințe, n-ați mâncat nici usturoi, nici gura nu vă miroase. Știți ceva de genul ăsta e la ei și pe vremea USR-ului atac au stat 8 luni aproape că n-au stat mai mult, că n-au rezistat că habar n-au avut ei guvernare și pe vremea lor s-a angajat la stat. Hai să fim serioși să fim corecți. Dar nu asta e problema ideea e că ce nu spun ei, că într-adevăr s-au angajat în ultimii 2 ani de zile vreo 14.000 de, de oameni în administrația publică din România. Ce nu spun ei este că s-a angajat în domeniile prioritare pentru țară și unul din domenii este sănătatea, unde vedem cu toții că sunt probleme și e nevoie de personal, că nu avem nici medii suficient și așa. Și bine, nu mai spun că fac o confuzie între ce înseamnă la modul general funcția publică și ce înseamnă bugetar. Și eu tot le, le, tot explic. Frate, funcția publică înseamnă 10% din tot ce înseamnă administrație publică din România. Restul sunt contractuali. Nu că ar avea ceva, dar ca idee. E alt tip de contract, nu e funcție publică. Diferența este legată de tipul de raport de serviciu, de contractul juridic care există și așa mai departe. Dar nu asta e problema. S-a angajat în educație, cum am spus, în sănătate și s-a angajat în instituțiile de forță ale țării, în poliție, în MAPN și așa mai departe. Păi ce să înțelegem atunci că spun cei de la OSR? Că n-au nevoie, n-au nevoie de medici, n-au nevoie de profesori, n-au nevoie de nimic. A, dar tot ei vin și urlă, domnule, educația e la pământ, a uitat sistemul sanitar, e în cap. Păi și atunci cum să fel, faci da? dacă nu e oameni? Hai să fiți rogi. Nu mai spun că primăriile din țară au un deficit de personal de deci să în puști, pe românești spus. Adică chiar e nevoie de oameni în administrația publică din România și cu atât mai mult ai nevoie de oameni pregătiți și bine plătiți. Că vrei performanță. Spui, domnule, nu vreau să mă mai duc exact cum a spus, să văd pătântica aia la ghișeul la finanțe sau nu știu unde. Păi da, dacă omul ăla nu e pregătit și nu e plătit cum trebuie, am avut o experiență altă era. Am depus un dosar, nu spun la ce minister că nu are importanță. Doamna vorbea la telefon cu fică să vorbeam la telefon cu fică, să am stat un pic, m-am uitat așa, zic să doamnă, s-a uitat după aceea la mine, cred că a văzut că eram cu sacoș și cu cămașă și s-a îndreptat către mine. N-am fost fericit, credem că am zis, a, zic, e funcționat public, e, dar nu. Mai avem și situații de genul ăsta. Dacă omul ăla nu e motivat să aibă o ținută, să fie plătit cum trebuie, e cu gândul la problemele lui, fiecare sistem. M-am uitat un pic așa, interesant, și zic, e, nu zic nimic, ce să zic, nu aveam ce să zic, dar mai regăsim și genul ăsta de, de oameni. De-aia spun că avem nevoie de resurse umane în administrație și avem nevoie de oameni buni, nu, nu slabi. Bun. Cred că discuția noastră a fost destul de productivă și am demontat destul de mituri astăzi, astfel încât să rămânem cu impresia că la încercăm. stație și muncește. Nu, doar, nu sunt doar mituri. Vă mulțumim mult pentru prezentă. Și eu. Și mai vin cu drag. A trecut repede timpul. A trecut. Da. Ne revedem, domnule președinte Felix Cosma. Administrația publică poate fi interesantă pentru tineri.